Salut, camarazi! Pentru că mare parte dintre voi dau share-uri și like-uri și fac abonamente și în felul ăsta ne ajutăm să mâncăm și noi un covrig acolo și acasă, să nu murim de frig. Așa? Uite, și eu la rândul meu o să vă dau niște sfaturi cum am trăit eu 70 de ani sănătos și am 70 de ani și nu mă doare nimica și sper să fiți și voi, să ajungeți și voi la 70 de ani la fel de sănătos sau și mai sănătoși ca mine. Uite, o să vă dau câteva sfaturi ce să respectați, așa, sunt lucruri simple, nu e mare problemă și după aia o să vă arăt masajul ăla, pentru că mai mulți dintre voi a zis să vă arăt cum fac eu masajul ăla. Vi-l mai fac o dată aici în direct și dacă îl faceți în fiecare seară, 30-40 de minute vă ia ca atâta mea și mie, o să fiți mai sănătoși și nu vă costă absolut nimica. Deci, pentru alimentație, de 50 de ani eu beau ceaiuri de plante, vă dau așa câteva dintre ele, dar tot ce e ceai și plantă din ceaiul e sănătate curată. Deci coada calului, coada șoricelului, sunătoarea, patlagina, gălbenelele, mentă, mușețel, tei, rostopasca e foarte importantă, tătăneasa la fel, gura leului, tărâțe, când mâncați, când faceți, când gătiți și faceți ciorbă sau tocăniță, pune și o mâniță de tărâțe. Tărâțele au 5 vitamine în ele, deci e sănătate curată. Eu așa fac de fiecare, indiferent ce fac, ciorbă, tocană, pun și o mâniță, așa un pic de o lingură de tărâțe. Mâncați pâine neagră, nu mai mâncați pâine albă. Pâine albă nu e sănătoasă. Eu mă feresc de pâine albă, nu fac nici rântaș la mâncare ca să fac cu făină albă, mă feresc total de făină albă. Deci tărâțele să fie de grâu sau de secară, cele mai sănătoase. Așa. După aia v-am mai zis, dar vă mai repet o dată ca să vă intre minte și să trăiți sănătos. Trebuie să mâncați fermentat. Lucrurile fermentate sunt mai sănătoase. Deci iaurt care fermentează, kvasul, ăsta îl găsiți, un fel de suc, îl găsiți la magazinele aia rusești, bereșca, drojdie de bere, eu mănânc un centimetru pătrat în fiecare zi, are zinc, zincul întărește și imunitatea corpului și e foarte sănătos. Varză acră iarăși fermentează sau zeama de varză. Eu iau de la țăran, de la piață și beau cât un păhărel în fiecare zi de zeamă de varză. Foarte sănătos. După aia, cei care dintre voi care aveți probleme cu spatele, spondiloză, spondilită, e salcia aia care se apleacă, care plânge, știți? Se găsește și la Parcul Izvor și la Herăstrău, peste tot și la țară. Crenguțele subțiri se cojesc și cojița aia de la crenguțele de salcie care plânge, care se apleacă, le faceți așa rotocol, le băgați în apă, într-un ibric și le fierbe. Și după aia beți ca un ceai. Ăla e siliciu în stare pură. Siliciu în stare pură e foarte rar în natură. Și ăla vă vindecă de spondiloză și de spondilită. Asta știu sigur de la un inginer care s-a ocupat toată viața, că avea la fel, se întorcea ca ursul, știi? Și cum a făcut câteva luni, a băut cojițele astea, zeama de la cojițele, de la salcia care s-a pleacă, s-a vindecat, făcea gimnastică în fața mea, știți? Așa. Deci, când mâncați, încercați să mâncați mai mult fiert și mai mult la abur. Nu mâncați prăjit și fript. Deci fiert, abur și fript. Nu mâncați prăjit. Prăjitul e gustos, dar nu e sănătos. Deci, rămâneți pe la abur, făcut la abur, fiert sau fript la grătar. Astea sunt cele mai sănătoase. Dacă puteți și aveți ocazia, beți un păhărel de vin de țară, de la țăran, de sănătos, fără chimicale, seara. Sau dacă nu, puneți o jumătate de linguriță de miere în păhărel, că eu așa beau când am cât un păhărel de vin, pun o jumătate de linguriță sau o linguriță de miere în el, miere de albine, bineînțeles, sănătoasă, și beau cum bea Ștefan cel Mare, se numea Met. Care dintre voi sunteți mai bătrânei, peste 50, bărbați în general, majoritatea sau vreo 70% după 50, avem probleme cu prostata. Uite, vă dau niște rețete naturale care le încerc și eu și o să vă facă bine. E un magazin la piața Rosetti, se numește Paradisul Verde, pe partea dreaptă, lângă un chioș de bilete pentru autobuz. E, acolo găsiți ceea ce vă spun eu acum. E o plantă din Peru, se numește maca, e o pulberă, cafenie, așa.
scoarța de prun pitic african, iarăși un fel de praf, și flori de palmier pitic american. Astea trei, deci maca din Peru, scoarța de prun pitic african și flori de palmier pitic american. Înțelegeți? Și se mai poate folosi și un ulei esențial, cu ăla să face masaj, știți, la burtică. Așa, hai să vă mai zic că în alimentație sunt două feluri de grăsimi, grăsimi bune și grăsimi rele. Vi le spun întâi pe alea rele, de care trebuie să vă feriți. Deci carnea grasă nu e indicată, carnea grasă, mâncați carnea slabă, adică macră, cum să zicem. Brânzeturi mai puțin, știți, mai puțin, folosiți iaurtul, laptele, nu știu ce, dar brânza mai puțin. Feriți-vă de înghețată, care e foarte dăunătoare, deși copiii mănâncă și e gustoasă, dar e dăunătoare. Deci v-am zis, și prăjel, renunțați la prăjel. Prăjel de chipsuri, cartofi prăjiți, renunțați, sau poate odată așa de poftă, odată la două luni un cartof prăjit, dar făcut de voi, nu chipsuri, alea sunt nocive. Așa, acum să vă zic grăsimile bune. Grăsimile bune sunt așa, avocado, știți planta aia, avocado, așa, somon, știți ce e, peștele de ocean, nuci conțin grăsimi bune, adică benefice, uleiul de măsline de la greci, nu de la italieni, că italienii sunt mai mafioși, mai umblă la el, știi, dar grecoteii sunt mai cinstiți, luați ulei de măsline virgin de la greci. Omega 3, iarăși e bună, o linguriță de ulei de rapiță pe zi, găsiți la unde v-am zis eu, la Paradisul Verde, deci are omega 3, dar și salamul de cal are tot omega 3 și iepurele de câmp, nu cel de casă, cel de câmp, pentru ăla de câmp mănâncă probabil anumite rădăcini și de acolo face omega 3, deci e benefic, e natural, ca să zic așa. Uleiul de floarea soarelui trebuie să știți că are omega 6, deci e bun și al nostru, dar al nostru merge la prăjit. Ăla, uleiul de măsline, să nu prăjiți niciodată, că îi schimbați compoziția, devine nociv. Ăla e doar la salate, la macaroane cu brânză, acolo merge. Mâncați pireu de cartofi fierți, e foarte, eu îmi fac când sunt așa pe repezeală, îmi fierb 3-4 cartofiori cu o ceapă roșie care e antioxidantă, pun un pic de piper, un pic de boia, un pic de ulei de măsline, mai tai și o bucățică de usturoi sau un usturoiaș mic și asta e salata orientală, știți, pun poate și un vârf, două de la un ardei iute, știi, și asta e un piureu sau puteți să faceți și salata orientală, aceeași compoziție, numai cu un ou ușor fiert sau două și cu câteva măsline. Dă bine, sănătos și mâncați ca lumea. Haideți că o parte dintre voi mi-au cerut să vă repet masajul la care vi l-am făcut anul trecut la izvor. Eu fac în fiecare seară 30-40 de minute un masaj. Încep de la cap până la picioare și vă arăt acum în direct. E foarte simplu, nu costă nimica și asta e sănătate din farmacia lui Dumnezeu. E nemaipomenit. Deci eu încep așa, la ochi. Vedeți? De 50 de ori aici, știi? După aia aici, de 50 de ori aici, 50 de ori. După aia ochii plimb așa în cruce de 50 de ori. După aia de 50 de ori cu ochii așa și invers de 50 de ori. Și după aia mă uit așa, ca și cum n-aș vedea bine, mă uit la un punct aici și plimb ochii spre interior, înțelegi? Asta e un fel de masaj al ochiului. După aia cobor la năsuc, 50 de ori aici, la gură. De 50 de ori, după aia încep cu urechile aici, laterala, înăuntru și aici la fel, după aia cobor la gât aici de 50 de ori și pe partea asta la fel. După aia urc la cap, aici, fac de 50 de ori, poate și mai mult, capul e foarte important, că sângele vine de la inimă așa și înapoi și de la inimă la picioare și înapoi. Trebuie insistat aici și pe picioare, că acolo sângele ajunge mai greu. Deci fac aici la cap, insist aici în partea posterioară a capului, după aia încep mânuțele aici de 100 de ori, aici de 100 de ori, la fel, încheieturile de 100 de ori, aici sunt tăiat la, deci tot ăsta da merge. Și după aia fac aici de 100 de ori, aici, după aia de 50 de ori aici, de 50 de ori pe partea asta la altă, la fel și aici, urc aici, sus, 50-50, umărul aici de 50 de ori, aici lângă umăr, omoplatul 50,
Și după ce am terminat asta, încep și insist aici pe partea inimii, știți că inima e mai delicată. Insist aici vreo 5 minute numai pe partea inimii, trec și aici și pe spate iau un prosop de la mai lungul, știi? Și încep și mă frec cu el așa pe spate până pe aici. După aia îl cobor jos prosopul și mă frec și în partea de jos a spatelui, știți? După aia pun piciorușile așa și mă frec aici de 100 de ori așa, 100 de ori așa, aici și pe partea asta aici exterioară și după aia insist aici pe tălpi de 100 de ori, aici, sus și după aia pe deștele picioarelor, știți? Treaba asta vă ia maxim 40 de minute, nu vă costă absolut nimica și o să vedeți că dacă faceți în fiecare seară masajul ăsta, e o chestie de voință și de obișnuință. Cum v-ați obișnuit să beți cafeaua sau o bere sau să mâncați ceva, eu știu, o ciocolată, așa faceți și masajul ăsta, e o chestie, vă intră în sânge, îl faceți în fiecare seară și o să trăiți poate mai mult ca mine și sănătos, că asta e importanța. Dacă trăiești 100 de ani și trăiești în cârje, ferească Dumnezeu. Dacă o să faceți cum v-am sfătuit eu acum și să mâncați ceea ce v-am zis și o să mâncați, o să trăiți mai mult și mai sănătoși. Deci, camarați, sper că v-a plăcut, sper că o să vă fie folositor. Dați share, dați like, faceți abonamente și rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarați!